Vă salut, dragi privitori! Mulțumesc că ați ales canalul Vedete Live România. Ileana Sterp este în doliu. Bunicul soțului ei, părintele Joachim, s-a stins din viață astăzi, 14 ianuarie. Bărbatul împlinise 93 de ani și, de vreme îndelungată, slujea la mănăstirea Măgura. Familia Ilenei Sterp era extrem de apropiată de moșul, așa cum îi se spune. Chiar ieri, 13 ianuarie, moșul a împlinit 93 de ani, iar Ileana Sterp și familia sa l-au vizitat. A fost ultima dată când l-au văzut, Ileana Sterp le-a dat vestea cea tristă și fanilor din mediul online. Sora lui Culiță a scris câteva rânduri în memoria rudei sale, de azi, ochii tăi bâlânzi ne privesc din cer. Părintele Joachim a împlinit ieri 93 de ani, tot ieri l-am văzut pentru ultima dată în viață, dar el nu ne-a mai privit, doar ne-a auzit. Sufletul lui se pregătește să plece în pace la Domnul. Ne va lipsi zâmbetul, bunătatea și bâlândețea ta, moșul nostru scump și drag, să te rogi pentru noi de acolo de sus așa cum ai făcut-o atâția zeci de ani. Gândul nostru va fi mereu la tine. Atât cât vom trăi. Luni, ora 12, va avea loc slujba de înmormântare la mănăstirea Măgurajinei. A fost mesajul transmis de Ileana Sterp, moșul le era foarte apropiat, iar anul trecut și micuța Carla a făcut cunoștință cu el în data de 13 ianuarie anului trecut. Toată familia Ilenei a mers în vizită la moșul pentru a-l sărbători. Micuța Carla s-a aflat și ea printre cei prezenți la petrecere și l-a îndrăgit imediat pe părintele Joachim. Vă mulțumesc că ați privit până la final și vă rog să vă abonați la canal pentru a vedea mai multe știri de acest gen.